Mergeți, batalioane române, Carpații, la arme cu frunze și flori. Vă așteaptă izbânda, vă așteaptă și frații, cu inima la trecători. Vă așteaptă izbânda, vă așteaptă și frații, cu inima la trecători. Bătălia de la Mărășești, care a schimbat soarta războiului de întregire, a durat 29 de zile și de nopți, între 24 iulie și 21 august 1917. La Marea Victorie și la edificarea României Mari a contribuit geniul generalilor Gheorghe Cristescu și Eremia Grigorescu, comandanții ai Armatei 1, deopotrivă și geniul comandanților marilor unități, generalii Henri Cihovski, Aristide Raza, Constantin Scărișoreanu, Ion Popescu, Grigore Bunescu. Divizia 10, condusă de generalul Cihovski, cu o îndârjire supraomenească, a oprit în ziua de 1 august 1917 atacul nimicitor al diviziilor germane ale lui Mackensen. Într-o singură zi, 450 de ostași ofițeri au murit. Rănit de o schije în coloana vertebrală în luptele de pe Valea Oltului și a Argeșului, generalul Cihovski se întoarce în tranșee. A lupta, a suferi, a muri, pentru aceasta suntem aici, este deviza generalului ostași. Combatantul revine pe front și preia în ianuarie 1917 comanda diviziei 10, divizia de fier, cum i s-a spus. 41 de ani a slujit armata română generalul Henri Cihovski. A murit la 18 mai 1950, exterminat în închisoarea de la Sighet. Avea 79 de ani, era grav bolnav și n-a înțeles până în ultima clipă de ce regimul comunist a tratat cu atâta cruzime și nerecunoștință un făuritor al României Mari. Despre vremurile când bunicul ei a fost la război, a căzut și a înviat din morți, a luptat ca un erou la Mărășești, Magdalena Veron își amintește. Bunicul meu, generalul Henri Cihovski, s-a născut la Tecuci în 4 august 1871. El era al treilea fiu al lui Alexandru Cihovski, polonez, refugiat, inginer hotarnic, refugiat în România, după ce, în timpul revoltei din 1863, fusese arestat de ruși și dus în Siberia. A reușit să evadeze în Siberia, din Siberia, și a ajuns la București, unde a fost primit chiar de Cuza Vodă, care, unde a noptat prima noapte și care i-a dăruit un medalion cu portretul său. Și acest medalion, străbunicul meu, l-a păstrat toată viața lui cu sfințenie la gât. Bun. Alexandru Cihovski a fost numit de Cuza inginer hotarnic și a lucrat în diverse orașe, precum Tecuci, Bârlad, Bacău și București. Mama generalului, mama lui Henri Cihovski, era și ea de origine poloneză, era fiica
unui ofițer Dobzhansky, care fusese și el, care și el se refugiase în România și se instalase la Mihăileni, lângă graniță, ca să poată avea un ochi cu ce se întâmplă în Polonia. Casa de la Mihăileni era foarte cunoscută și cred că și acum există și e vizitată. Amândouă familiile au aparținut nobilimii poloneze de secole. Și în Polonia era o tradiție cavalerească, o tradiție de patriotism, de luptă neînfricată împotriva asupritorilor. Acest lucru l-a influențat foarte mult pe tânărul Henri, care de acolo a avut vocația eroismului de care a dat dovadă. Cihoschi este una din figurile reprezentative, nu numai ale războiului întregirii naționale, ale celor care atâția eroi, unii de anvergură superioară, alții simpli eroi, dacă putem spune așa, care prin sângele și truda lor au condus la făurirea statului național, unitar, independent și suveran, România Mare, cum s-a numit în epocă. Dar destinul lui este un destin special, pentru că venind dintr-o veche familie nobiliară poloneză, revoluționari, prin strămoșii săi, în special tatăl său, tânăr inginer al Politehnicii din Varșovia, prins de ohrana țaristă și dus în Siberiile, în care apoi s-au săvârșit atâția români de-a lungul anilor, a ajuns printr-o întâmplare, dar întâmplările fac parte din viață, în România, primit de domnitorul Alexandru Ioan Cuza, care avea nevoie de oameni puternici și inteligenți, inginer hotarnic al României mici, făurite la 1859, căsătorit cu o moldoveancă, dând țării adoptive, pe care a iubit-o la fel, 6 copii, 3 băieți, 3 fete. Îmi permiteți să amintesc un pic, pentru că și mediul familial e important, educația primită și modul în care pământul românesc, societatea românească, i-a primit, așa cum spunea Nicolae Iorga, acești formidabili romantici polonezi, care au avut un spirit revoluționar permanent, unde era revoluție în Europa în secolul XIX, trebuia să fie și un polonez, veniți în aparent tihnita Românie, dar care pregătea războiul de independență, în care tânărul, și poate aceasta a influențat Cihoschi, ca și fratele său, Alexandru, fratele mai mare, născut în 1869, Henri Cihoschi s-a născut la 4 august, leu. Nu? E important și chestia asta, să zicem, genetică, 1871, în timp ce fratele cel mai mare, Stanislas Cihoschi, în 1868, care alături, mult mai târziu, avea să fie fondator, împreună cu Nicolae Xenopol, primul trimis al României în Japonia în timpul primului război mondial și mort pe meleaguri străine, dar japonezii păstrează până astăzi o bună memorie. Spuneam, o familie care a fost caracterizată printr-o disciplină, dar și printr-un suflet uman, dacă se poate vorbi așa, deosebit. A crescut acești copii în spiritul datoriei pe care au față de propria țară.
toți descendenții lui Alexandru și a lui Eugenia Cihoschi s-au integrat de plin în societatea românească. Această familie a dat și alți fii care au fost personalități în România, ca de exemplu Stanislas Cihoschi, care alături de Xenopol a fost ctitor al Academiei de Înalte Studii Comerciale. Sub rectoratul său și sub îndrumarea lui s-a construit imobilul care adăpostește și astăzi această școală. Stanislas a avut o bogată activitate profesorală. El a fost primul care a plecat cu studenții săi la studii în străinătate și a mai făcut o mulțime de călătorii de studii economice, industriale și a participat în diverse foruri internaționale legate de învățământ. Ceilalți doi fii, Alexandru, a ajuns general și el în armata română și Constantin a fost director al Înaltei Curții de Conturi. A parcurs școlile militare în mod strălucit, acest Henri Cihoschi, de statuie mijlocie, cu o figură luminoasă de la început și caracterizările pe care le-au făcut oamenii, nu numai militarii, care l-au întâlnit încă de atunci, i-au determinat în timp trăsături care s-au amplificat și pe care momentele războiului de întregire națională abia să le pună în valoare. Capacitate, echilibru, fermitate și mai ales o solidaritate umană față de toți camarazii săi. A avut șansa să fie într-o serie militară care au dat miniștrii de război, comandanți ai războiului de întregire, oameni care alături de el, împreună cu el, au contribuit, spuneam, la făurirea României la 1918, la apărarea ei împotriva atacurilor bolșevice din Ungaria și din Rusia sovietică și apoi la consolidarea României mari. Pentru că viața și cariera acestui om de excepție nu se încheie cu războiul întregirii. 41 de ani, așa cum ați spus dumneavoastră, au fost legați nemijlocit de această țară de adopție a tatălui și țară a lui. În momentul când Polonia, de asemenea, își recucerea independența în bătălia cu bolșevicii, Pilsudski, mareșalul vestit, îndrăgostit și de România și cu mare respect față de Regina Maria, de familia regală, i-a propus să fie șef al statului major polonez. Și cu politețe, dar ferm, el a spus: eu aparțin României și trebuie să rămân să-mi fac datoria față de țara mea. Este un lucru care merită să fie menționat și astăzi, când mulți pleacă și uită de țară. Indiferent unde ne aflăm, trebuie să avem această țară românească, pământul și oamenii ei, pentru că oamenii sunt cei mai importanți, în inimile noastre și permanent. În 1908 s-a încredințat comanda batalionului 4 de pionier cu garnizoana la Focșani și a fost avansat în grad de major.
La Focșani, plimbându-se într-o seară pe strada principală, a văzut o fată frumoasă, înaltă, cu ochii migdalați și s-a uitat la ea și i-a plăcut. Și atunci a întrebat pe colegul cu care era: ia uite ce fată frumoasă, cine o fi? Și acesta i-a răspuns: cum, nu știi? Este fata lui Ștefan Ferhat, unul din cei mai cunoscuți armeni din Focșani. După scurt timp, a cerut-o în căsătorie și cererea a fost primită cu bucurie de ambele familii și s-a făcut o nuntă mare și frumoasă în Focșani, unde erau instalați părinții lui Sophie. Polonez de origine, căsătorit cu o armeancă, Hagi Cihoski s-a integrat totuși de plin în mediul românesc. El a înțeles de copil că trebuie să devină român, asemenea regelui Carol pe care l-a servit. Hagi Cihoski s-a identificat cu poporul român, s-a pus în slujba lui și a dedicat viața acestui popor și într-un târziu și-a pierdut viața pentru libertatea și demnitatea acestui popor. O sală a Muzeului Militar Național poartă numele generalului erou. În sfârșit, ne amintim de glorioșii oștirii române, îi scoatem din uitare și îi cunoaștem în adevărata lor măreție. Rolul pe care l-a avut în această bătălie, divizia 10 infanterie, a fost extrem de important, motiv pentru care, după încheierea luptelor, generalul Cihoski a fost decorat cu alte ordine militare românești și străine, în special cu ordinul Mihai Viteazu. După încheierea războiului, a ocupat de asemenea diferite funcții în cadrul armatei române, ocupând funcții importante, adjunct la șef statului major general, inspector al armatei și, în final, la sfârșitul anilor 1920, a îndeplinit chiar funcția de ministru al apărării, ministru de război. Așa cum îi scria generalului mai târziu un locotenent din divizia 10: va veni o istorie mai bună care le va judeca și va spune cât de mari au fost acele clipe și cât a fost de sublimă comanda dumneavoastră. Istoricul Dumitru Preda a reușit în anul 1996, după ani de cenzură și de interdicții, să publice o biografie completă a generalului Cihoski. Această istorie mai bună, mai aproape de adevăr, iată, a venit. Acea pictură, ca și celelalte obiecte care se găsesc aici în expoziție, au fost donate de nepoata domnului general Cihoski, doamna Madeleine Verun, și sunt obiecte care prezintă atât viața militară, cât și viața civilă a generalului Cihoski. Portretul generalului este un portret din perioada interbelică, dar, din punctul meu de vedere, mai importantă este caricatura făcută pe front în 1917 de unul din subordonații generalului în perioada în care acesta era comandantul diviziei 10 și îl prezintă pe general împreună cu subordonații, cred fiecare vorbind despre plăcerile sau dorințele sau stilul fiecăruia dintre ofițerii aflați atunci în subordinea sa. Mai sunt un cojocel pe care se pare că
generalul Cihoschi îl purta iarna pe sub manta, ținând cont că vorbim de iarna în 1916, 17, 18, când se pare că a fost geruri destul de mari. Ce a purtat în timpul războiului sunt cojocelul și cămașa aflate în vitrină. Cojocelul poartă pe spate și urma unui glonț care se pare că l-a rănit. Generalul Cihoschi a fost rănit destul de grav în timpul războiului. Din fericire, a scăpat cu viață și a revenit alături de camarazii săi. Și o manta foarte bine păstrată de familie. Obiecte sfinte pentru cei ce vor să înțeleagă viața unui ostaș în război. Cămașa domnului general, mantaua, cojocul pe care l-a purtat în zilele grele ale confruntării, steagul de luptă al diviziei victorioase, decorat de regele Ferdinand cu ordinul Mihai Viteazu și ordinul Steaua României. În manifestul către țară, regele Ferdinand spunea: războiul nostru n-a pornit din dorința de cucerire. Războiul nostru e un război sfânt. Prin suferințele noastre vom câștiga dreptul la viață al românilor de pretutindeni, singura viață care are preț pentru noi toți, înainte pentru România Mare. Mărturii ale curajului, ce a stat temelie gloriei nepieritoare de la Mărășești. Generalul a fost în zilele de 4 și 5 august în linia întâi, la 200 de metri de inamic, insuflându-le ostașilor români sentimentul datoriei. La nevoie le spunea soldaților: ne vom înfrăți cu moartea pentru a clădi o viață nouă urmașilor. Și s-au înfrățit. Mărășești a devenit locul celei mai mari bătălii din istoria poporului român. Între 9 și 20 mai 1929, aici s-au desfășurat serbările Marii Uniri de la 1 decembrie. Aceste serbări arăta generalul Cihoschi în discursul rostit în fața mauzoleului Neamului, nu ar fi fost complete fără acest pelerinaj la Mărășești. Bătălia de la Mărășești a fost cea mai mare luptă pe care au susținut-o oștile noastre de la întemeierea statului român. Căci 13 zile și 12 nopți, fără întrerupere, 5 jumătate de divizii românești au luptat contra a 12 divizii germane și această bătălie a costat circa 50.000 de morți, răniți și dispăruți, dintre care aproape 22.000 erau români. Aici, la Mărășești, a fost învinsă o armată dușmană care timp de 45 de ani se instruise și se utilase fără răgaz, ajungând să fie întâia armată din lume. Când națiunea noastră se va găsi din nou în grea cumpănă,
când grijile mari vor copleși puterea conducătorilor acestei țări, sursa de energie și forță morală se vor regăsi în reamintirea virtuților și sacrificiilor celor ce odihnesc aici somnul de veci. Generalul Cihovski fusese numit imediat după 1 decembrie 1918 în funcția de subșef al Marelui Cartier General. A luat parte în această calitate la luptele de eliberare a Transilvaniei, alături de generalul Constantin Prezan, ultima campanie a armatei române din anii 1918-1919 din războiul de întregire națională. E vorba de acțiunile pe care armata română le-a întreprins în scopul de a apăra Marea Unire și de a restabili ordinea în centrul Europei. A fost zdrobită definitiv Armata Roșie Ungară și tot atunci a fost ocupată Budapesta în zilele de 3 și 4 august 1919. Era un efort uriaș făcut de armata română împreună cu forțele Antantei pentru stingerea focarului de război din această parte a continentului. În acei ani, regele Ferdinand îl autoriza pe generalul Cihovski să poarte însemnele crucii de război cu citație pe armata franceză, pentru ca la 1 martie 1920 să-i fie decernat printr-un decret al președintelui Franței înaltul ordin francez al Legiunii de Onoare. La Mărășești, generalul Cihovski a condus divizia 10-a și se pare că contribuția lui la stoparea ofensivei germane a fost pusă în evidență atunci de toți militarii și politicii. Toți au recunoscut că el a fost unul din aceia care au împiedicat intrarea trupelor puterilor centrale în Moldova, care au salvat ființa statului român, ale cărui instituții erau refugiate atunci la Iași, inclusiv regele și regina. S-a scris că Mărășești nu ar fi fost și nu sunt în istoria României dacă nu ar fi existat geniul generalilor Constantin Cristescu și Ieremia Grigorescu și dacă nu ar fi avut în subordina lor comandanți de talia generalilor Aristide Razu, Constantin Scărișoreanu
Ioan Popescu, Henri Cichovski și George Bunescu, ce s-a scris la epoca aceea. Pentru activitatea sa pe frontul de la Mărășești a fost distins cu cele mai înalte ordine militare. Ordinul Mihai Viteazu, clasa a treia, Steaua României, în grad de comandor, a fost înălțat la grad de general de brigadă și guvernul francez i-a acordat decorația Crucea de Război și a fost citat pe întreaga armată franceză și mai târziu cu Legiunea de Onoare în grad de comandor, iar țarul Nicolae II l-a decorat cu Ordinul Sfântul Gheorghe. De aceea spuneam că destinul lui a fost un destin în aceeași măsură și tragic. Pentru că îl găsim printre cei care, alături de oamenii politici, și-au găsit sfârșitul, fără judecată, simplu arestat la 80 de ani, bolnav, bătrân, într-o noapte de primăvară de mai, 5 mai 1950, duci în acel îndepărtat Sighet, unde astăzi avem un memorial deosebit de aducere a minte și de înțelepciune în același timp, nu se știe mormântul lui. A fost aruncat în groapa comună. Era bolnav de câțiva ani, era suferind. Gândiți-vă totuși 80 de ani la cele vremuri, după ce ai fost rănit în plămâni. A scăpat ca prin miracol. În iarna, în bătălia faimoasă a Bucureștilor din noiembrie-decembrie 1916. Apoi a înfruntat, având comanda diviziei 10, tifosul, refacerea, reorganizarea, cu privațiuni de tot felul. Și a luptat cu înțelepciune și cu curaj sub comanda generalilor Cristescu și apoi Grigorescu, în faimoasa bătălie de la Mărășești, la care s-au împlinit 100 de ani. Iar divizia 10 a fost socotită divizia de fier, cea care a permis faimosul atac, contraatac de la Răzoare din 6-19 august. Apoi a ținut piept tuturor mișcărilor, să zicem, contra României ale bolșevicilor strecurați, s-au rămas odată cu trupele rusești. Apoi, mai puțin, el nu s-a oprit, a contribuit în funcția sa de subșef al Marului Cartier General la înfrângerea agresiunii bolșevice din 1919 și la consolidarea Unirii Românilor. Din 1921 până în 1927, acest om, care practic n-avea prin familie legături cu Transilvania, s-a dus unde l-a chemat țara și a comandat Corpul 7 Armată în Transilvania, unde a făcut minunate fapte de organizare într-o regiune care aparținea României acum, dar în care erau minorități naționale, minorități nu numai etnice, dar și religioase. Și tulburări infernale erau. Și a reușit să-și atragă respectul, comandamentul său la Sibiu a fost formidabil și ar merita poate să faceți un parcurs, poate găsim noi urme cu trecerea sa, 6 ani nu sunt puțini, a cunoscut o lume intelectuală, pentru că el a sprijinit
din calitatea de militar, școala, educația și cultura. Să nu uităm Ioan D. Ștefănescu, marele istoric de artă, de religie, a fost unul și era căsătorit cu fata lui Vlăhuță, care îl vizitează pe Cihoschi pe front și avem fotografiile, pentru că știa că de la omul acesta e mai mult decât de ostaș. E un suflet care a fost alături, a trăit aceeași viață cu oștenii săi, a continuat să fie, de pe funcțiile înalte care erau încredințate, cea mai înaltă funcție ulterior avea să fie de ministru de război în primul guvern Iuliu Maniu. Casa din bulevardul Dacia e locuită acum de cei doi strănepoți. 18 ani au durat procesele de reintrare în proprietate și alte proprietăți din Focșani sunt încă pe rolul instanțelor. În curând vor depăși 20 de ani de judecată, dacă judecată se poate numi aceasta. Ceea ce statul comunist a confiscat se întoarce greu, aproape imposibil, la proprietarii de drept. Am evocat soarta bibliotecii din această casă vandalizată după arestarea generalului, pentru că, într-adevăr, în fostul birou se găsea o adevărată comoară. Sute de cărți, nu numai de istorie militară, ci și opere literare, lucrări de altă. Au venit 4 sau 6 persoane și au sunat la ușe cu disperare, au bătut, au făcut un tărăboi că ne-am sculat cu toții, nu știam ce se întâmplă. Și pe urmă au urcat la etajul unde era bunicul. Bunicul se ridicase, stătea pe pat. Eu m-am dus și m-am lipit de el, că bunica deschisese ușa jos și eram speriată. Și au venit și au zis, îmbrăcați-vă că trebuie să ne urmați la minister sau ceva așa, nu știu, nu mai țiu minte exact. Și bunicul a zis, dar de ce? Ce se întâmplă? Ce este? Ce e ordin și trebuie să ne urmați? Cuvântul ordin pentru bunicul avea o semnificație specială, adică fiind militar, la ordine trebuia să te supui. Și s-a îmbrăcat. S-a ridicat, mergea greu cu baston și atunci l-au luat sub, în dreapta și stânga, l-au coborât jos și nu l-a mai văzut. După aceea ne-au scos din casă. Ce s-a întâmplat cu biblioteca? Cu pe asta vreau să ajung. În momentul în care au venit și ne-au evacuat din casă, întâi au început cu o percheziție. O percheziție la el în birou, dar percheziția lor consta în a lua, bunicul avea un birou care era tapisat de biblioteci, de a lua cărțile și de a arunca în curte. Deci nu se uitau ce era în cărți, ce cărți sunt sau nimica. Luau totul și aruncau peste terasă în curte. Și pormă au pus foc. Nu s-a mai putut salva nimic. De aceea am pierdut și foarte multe albume și lucruri de familie și tot trecutul familiei Cihoschi era acolo. Așa au făcut și la Mircea Vulcănescu. I-au scos toată biblioteca și i-au dat foc. Da. Și pormă ne-au luat și nu ne-au lăsat să vedem cum se termină toată povestea. Ne-au îmbarcat în camion și ne-au dus în Erva Traian. Spuneți dumneavoastră undeva că focul acela îl mai vedeți și astăzi în vise? Da, nu știu, era o flacără care s-a ridicat foarte sus. Era o flacără galbenă roșiatică care nu știu dacă e vis și, sau nu știu dacă e realitate, pentru că știți că aveam 8 ani pe vremea aia, așa că era greu de... Pe bunicul l-au dus și dumneavoastră, acum continuați-vă mărturisirea, unde ați ajuns? Noi am ajuns în Nerva Traian, mama dispăruse pentru că o căutau, vreau să o salte, nu știu de ce, și eu am rămas cu bunica și cu unchiul meu acolo. Din fericire, familia proprietarilor,
a fost extraordinară cu noi și cu bunica în special. I-au dat acces la bucătăria lor, i-au dat acces la baia lor. Îi făceau, îi pregăteau tot felul de ceaiuri, prăjituri. A fost așa, un noroc extraordinar. Și mai târziu, mama a cununat pe fiica lor. E vorba despre familia Cristescu. Erau albaneși de origine. Cât a durat recuperarea acestei case? Recuperarea acestei case a durat vreo 18 ani. Mama a câștigat, a făcut proces imediat în 1989-90, a început procesul și după vreo 2 ani a câștigat procesul și a avut ordin de restituire. Dar s-a făcut un recurs în anulare și Victor Ciorbea a semnat reluarea casei în domeniul statului. Aici sunt cu bunicul pe terasă din bulevardul Dacia. Făceam cunoștință cu soarele. Pe urmă a venit și tata, că a vrut și el să facă. Sunt 2-3 poze cu bunicul acolo. Aici este cu ocazia botezului meu și cu mama și cu nașa mea, generalul Florescu, doamna Stravolca, relații de-al bunicul de pe vremuri, cu soții de ofițeri și comandanți de la divizie din 1917. Aici bunicul care a venit să ne vadă de ziua mea, cred că aveam 4 ani, și ne onora de fiecare dată că trebuia ne organiza la el acasă. În anul 1995, prin strădania mai multor ofițeri și istorici, pe Aleea Eroilor s-a înălțat un bust de bronz al generalului Henri Cichoschi. Un cenotaf se așezase la mauzoleu de către fiica sa, Henriette Cichoschi. Un cenotaf dispus în apropierea sarcofagului generalului Eremia Grigorescu, pe care însă nu i s-a permis familiei să menționeze numele generalului, era încă interzis. Astfel, astăzi s-a împlinit dorința ostașului ca odihna sa de veci să fie la Mărășești, alături de bravii lui soldați care și-au jertfit viața pentru realizarea unității tuturor românilor, înfrățiți în moarte așa cum au fost înfrățiți și în tranșee. O istorie mai bună l-a așezat, în sfârșit, pe generalul Henri Cichoschi în panteonul marilor eroi ai neamului, acolo unde îi era de mult locul.